Seara, dragilor, bună seara! Azi, fără îndoială, a fost ziua de triumf al Clarice Kramer și înainte de a trece mai departe, hai să vedem ce spunea ieri. Ieri, când era în furtună în Golful Biscaia, uitați-vă la ea. Ouch. Corect. Auci! Lavaș! Lavaș! Corect că lavaș. Ea era în furtună aici. Vedeți unde era? Și o luase mișto. Fata făcea mișto. Că ce condiții bune sunt de obicei în Biscaia. Și, Doamne, ce bine e. Nu e ca în Atlanticul de Sud. Aici, în Biscaia, sunt condiții bune. Te poți relaxa. Și era ca mașina de spălat. Da, cam ăsta e omul. Cam ăsta e omul. De unde a apărut? Greu de spus, deși am citit azi un articol, o să venim la el îndată. Dar ce personaj fantastic. Alt personaj fantastic pe care l-am văzut în ediția asta la Vendée. Jos pălăria. Nu numai că a reușit să termine. Nu numai că a reușit să termine cu barca întreagă. Nu numai că a reușit să fie prima femeie care termină ediția asta, da? Și a terminat pe locul 12, jos pălăria. Dar a reușit să bată și recordul cursei la femei, da? Recordul cursei era deținut de Ellen MacArthur, de acum 21 de ani. Și l-a bătut Clarice Kramer cu 7 zile sau 9 zile, nu mai știu cât. Jos pălăria, da? Și am aflat acum că are și recordul mondial la în conjurul lumii, singură pe monococă, femeie. Eh? Nu e asta o învingătoare? Mamă, ce învingătoare e! Și nu numai că le faci pe toate astea, dar la linia de sosire te așteaptă Armel Lecleaș, șacalul învingătorul de în ediția trecută. Jos pălăria! Jos pălăria din nou pentru ea. Mai multe detalii am găsit astăzi într-un articol online de pe Yachting Monthly. Unde, desigur că englezii, da, încep cu recordul lui Ellen MacArthur, dar
Trebuie să-i dea cezarului ce e al cezarului și franțuzoaicei ce e al franțuzoaicei. Laudele de rigoare, da? Și aflăm mai multe detalii despre CV-ul ei, care nu-i deloc impresionant. S-a apucat de acting acum 7 ani, da? Din cauza lui bărbatul său, care făcea curse oceanice. Și ea e la a doua cursă oceanică în barcă Imoca. A fost înainte în Mini Transat și după aia în Figaro. Pe soțul îl cheamă Tanguile Turche, cred că așa se pronunță, da? Și el era implicat în curse oceanice. Și așa s-au mutat în Britania, unde ea l-a ajutat. Și așa a prins gustul, da? A făcut Mini Transat în 2017 și s-a clasat a doua și de acolo a mers în clasa Figaro și de acolo a fost remarcată de cei de la Banc Popular, care i-au dat șansa să schipărească barca asta. Care barcă este cea cu care a câștigat Gabar acum, François Gabar, acum 2 ediții, da? Jos pălăria din nou. Ce mai zice articolul? Că a antrenat-o cine altul decât șacalul, Armel Lucleaș. Și eu zic că s-au văzut rezultatele la antrenamentul ăsta. A făcut transatul Jacques Vabre în 2019, unde a terminat șasea, și apoi delivery-ul înapoi l-a făcut singură. Frumos, ca să antreneze fata. A mai făcut Vendée Arctic Le Sable, de a terminat din nou a 12-a. Deci nu e un palmares să rupă poarta. Citesc acum aceeași chestie pe care o spunea și Liam Carter acum 21 de ani, nu? I'm afraid I'm going off my head. La fel spune și ea. La un moment dat mi-aduc aminte că a spus în interviul ăla pe care l-am luat eu, a zis că la un moment dat am crezut că nebunesc. Dar și a revenit. Așa și Clarice zice undeva mai sus în articolul ăsta, că învățase să-și deconecteze creierul. Și articolul se termină foarte frumos cu un citat din ea. Foarte, foarte frumos. Dacă aș putea să plec din nou în jurul lumii imediat, aș face-o. Jos pălăria din nou. A fost conferința de presă după amiaza asta și au dat-o pe site-ul de la Vendée și era foarte, foarte, foarte veselă. De fapt, cum e aproape întotdeauna asta, chiar dacă e în furtună, chiar dacă e în dipșit, n-are nicio treabă, e veselă. Ce știu eu, însă foarte frumoasă conferința de presă, a felicitat, a avut un mesaj de felicitare de la Ellen Carter, vorbind franceză. Puh, da, și asta era de auzit. Frumos, frumos. Ce exemplu frumos de învingător, Clarice. Clarice Cremer. Hai să vedem care e următorul învingător pe listă, după ce se vede așa din clasamente, Monsieur Bayou, Monsieur Bayou, urmat foarte aproape, aș spune. Hai să vedem câte mile sunt. 3. 46 de mile în 3. Nu înseamnă mare lucru. Monsieur Bayou, Monsieur Atanasio. Am văzut azi noapte un filmuleț pus de Atanasio când era în furtună. El mereu a încercat să stea la coada frontului aici, dar l-a prins totuși și avea niște bălurele, niște vântioc. O să vedeți. Pun filmulețul la urmă să vedeți în ce trecea el la coada frontului. Cum arată coada frontului pe ocean? Și filmarea, vă aduc aminte, filmarea e făcută dintr-o barcă de 68, de 60 de picioare, da? Care merge cu Barton 15-17 noduri. Habibi. Ia să vedem ce mai e pe aici. Hai la Windy. Da. Deci cei doi eroi care s-au detașat așa de bine sunt la coada frontului aici. Să vedem cum vor să treacă ei depresiunea asta. Ia să punem pe modelul american, da? Și să vedem ce ne spune Windy. Cum vor să treacă ei de chestia asta. Care văd că se resoarbe frumos și se duce unde altfel decât la englez. Lasă că și-o merită, nu sunt ai noștri, nu sunt europeni. Asta e deja mâine dimineață. Și mâine dimineață au în fața lor doar un câmp de ăsta de presiune mare, o șac.
cred că e. A, uitați aici. A, nu, nu e presiune mare asta, nu. E doar o zonă devântată. Da. Ia să vedem cum o să treacă. Sau se resoarbe și asta. Ia uite ce noroc au. Așa, o să ducă în nord. Abiu trebuie să ducă în nord, cum s-a dus șacalul la ediția trecută. Da, tot pe acolo am panat și șacalul dusă la ediția trecută. Ia să vedem. Trebuie să o am aici. Da, ia uitați. La Lanțienda aici. Mororles. Ia, da. Ia mai departe. Orelia Atanasio, dacă are vânt mai bun. O să fie interesant de urmărit. O să fie interesant de urmărit, pentru că Atanasiu, chiar dacă e în urmă, s-ar putea să aibă vântul mai bun. Asta este vineri seara. Ia să vedem noi. Oh, încă ceva de urmărit, meserie. Ia să vedem pe modelul european. Ia înapoi un pic, vineri la prânz. Da, tot Atanasiu are vântul mai bun. Mâine? Mâine nu. O să fie interesant, da. Urmăritorii, plutonul de urmăritori să luptă cu anticiclonul, să ocolească anticiclonul care se duce la sol, să cam întinde spre nord. Hai să vedem pe unde o să ia. Auci. Auci. Uite că le iese. Vin un front peste ei, se pun în fața frontului și îl călărim până în șenal. La Sabla Dolon. Ia, asta este duminică deja. Îi prind în front. Nu fac mari progrese. Trece frontul peste ei. Da, interesant. Și asta e interesant de văzut. Hai să vedem dacă mai e cineva în Doldrums. S-au trecut toți. Deci ăștia sunt urmăritori. Cine e aici? Dacă o să stai pe har. Cred. Alo. Pipar, da. Parcă s-a mai apropiat de ei. Ieri era mai la distanță. Ia ce a făcut samuraiul? A trecut în fruntea plutonului? Nu, ăsta e Jio, Manuel Cuzan, Seki. Miranda Meron, samurai mai în spate. Plutonul samuraiului e în Brazilia. O, eroare de greșeală. Plutonul samuraiului este la anticiclon, nu aici. Samuraiul mai în față. Era pe 18. Ia să vedem. Da, este cu ăștia. E mult mai în față, da. Restul de urmăritori au trecut frumos, Doldrumul s-a instalat în Alizee. Treabă bună vreo 2 zile. Hai să vedem aici ce merge Samantha ca din pușcă. Și băieții ăștia doi? Nicio grabă, ori ajunge ei cândva. Sunt curios cât mai au, 2 săptămâni oare. Alexia Valie. Tot femeie, să sperăm că termină. Câte femei o să termine? Parcă 3 sau 4. Nici nu mai știu. Nici nu mai știu. Dar, este că e faină ediția asta? Este. Este. Chiar după ce au ajuns 12, da? Cât suspans mai e. Da. Și hai să încheiem apoteotic cu filmulețul lui Atanasio, cum trecea el în furtună, mititelul. Hai, seară bună! Là, on vient de partir au taquet. Le bateau, il déballe les vagues. Alors, il roule J3, mais c'est un peu tard. Là, il y a 50 nœuds là, dans le grain. Là, il va faire serrer les fesses pour que ça passe. Hein. Regardez-moi ça, la mer, elle est défoncée. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, putain. Là, ça part bien. Regardez-moi ça, comme ça souffle sur l'eau, là. C'est le délire.